Vă salut și atâne la un nou video. Mă duc să mă întâlnesc astăzi cu Nicu, de aici de la Câțcău, din județul Cluj, care are o turmă frumoasă de oi băle și o să ne spună niște impresii, niște lucruri interesante de aici, de pe Valea Câțcăului, cum decurge pe aici ciobănitul. Dar uite că acum urcă cu oile în sus. Are un câine foarte frumos, abia aștept să-l vedem. Nu uitați, dacă sunteți noi pe acest canal, să dați o abonare, un like. Dar cățelușul ăsta de cât timp îl ai? Da, nu, mamă, l-am luat. Da? Ce faci, mă, Nicu? Hai! Că aici nu ia steapă. Nu? Mă, cum mă scobor aici la... Dar uite cu ce matra are asta. E frumoasă. Așa și niște oatișe, niște oatișe printre ale... La majoritatea zbăle, așa e? Da. Nu mă pămălaș mai are așa ceva. Dar astea îți miei de amul din... Da. Din primăvară. Da. Și astea sunt miuri. E tuns? A fost tuns? Da. Așa, de-aia m-am gândit că acea e lână scurtă pe iamu. Aha, uite ce. Ia să văd câinele ăsta, uite. Hai, mă, frumos. Cât are? 9 luni. 9 luni. Fain, fain câine. Frumos. Frumos exemplar. Hai să vedem dacă vă pot prinde aici lângă o altă. Hai, băi. Hai, băi. Hai. Hai. Hai la ta. Hai băi! Hai băi! Te trage la umbră. Hai băi! Hai! Hai da! Hai la! Hai! 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 Nu dă umbra pe nimică. Da, bine. Ia mai țâmburica asta, dar nu are... Dar rămâs un țărcat de la măsa. Prinde... Prinde așa... După oi, începe să... E, latră, domne, fier ce face. Da? Hai tu. Că Mitrucu mi-a dat-o. Cred că-l știi pe Mitrucu pe tabără. Ce-a fost, frate, cu nelul ăsta, ce-a fost la Mircea la oi? Din... Ăsta... După nume îmi pare cunoscut, după nume. Da, nu, cred că știi. Probabil. Nu, el mi-a dat-o, amu. Cățelușa? Uite ce tu mai faci. Frumoasă, frumoasă, voi. Astea să vii, să le... La iarnă, după ce țipă lânile, așa e, să vezi cum îți... De ce cură ochii după ele. Aia asta și mieluca aia și-o rupt piciorul într-o rădăcină acolo. Chiar radio pe voi. Am pus în lăpătrare, dar s-o vindecat. Da? Mai alină cât eu îmi le mai doare, nu, până să-l vindecă o soală. Normal, normal. Da, uite-te tu ea. O vine Mircea, am într-o seară aici lângă la mine, nu și-a putut lua ochii de pe ea. Zice, bă, și fiori are Adi mai rar. Da. Păi zic, tu de ce nu poți avea așa? Păi și tu așa că am Adi. Tu am vestit mai mă, o da pe un berbec de la Chelu, 35 de milioane. Atât a apucat odată de omârlit și după aia i s-a culcat noaptea pe spate și a murit berbecul. No. Aia ce... ce... Păi asta e secretul, că o luat berbeci cum trebuie. A fost un vatiș... O luat berbeci cum trebuie. Un vatiș așa în lune, ea la mine văzut rar, pe la cât am fost, este unul la... Auzi, Nicu, dar câtă vreme de când umbli la oi? De când practici ciobănia? De 26 de ani. 26 de ani, oi, 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 oi. Apoi m-am lăsat, că și eu am avut oile mele și le-am vândut. Da, da, da. Apoi m-am angajat și apoi m-am lăsat de servici. Apoi am venit înapoi la oi. Că m-a chemat, adică mă, să duce zanfir. După ce nu mai mulgem, să duce acasă. Da, da, da. Apoi rămâi numai eu sunt. A ajuns la mulți, așa e? Da. De câte ori mulgeți aici voi? De două ori. De două ori dimineața și seara.
Hai să ne mutăm aici ca ce se vede și mai fain că -s... și la apă unele, unele duce. Aici, la Saiba, n-am. Aia, aici pe vale? Aia, frumos. Frumosă pășunie, aia este mâncare pe pășunie. Aici văd că aici ar mai are și o turmă de capre. La câți tineți pe aici ce le-ar place de numai numai. Vai, vai. Iar aba, e să fac mielele este Adi le face, tata mea, mă, nu așa e. Da, trebuie, sigur, trebuie un pic lucrat cu ele ca să fie îngrijite, să iasă ceva bun. Adi le face, tata mea, nu... Ăsta nu... Samul, le-am făcut la mine un fel de antibiotic, iar la n-am avut, n-am văzut niciodată, dar... Se și cunoște pe ele, că merg altfel. Sigur, păi trebuie și ele îngrijite, că și ele au boli. Da, și... Trebuie să le dăm pe gură. Că... Ghembăiat nu le-ați îmbăiat încă așa, e? Dar nu mai se dă soluție ghembăiat. Nu? O oprit. Serios? E, o oprit, nu mai se dă. Și cum? Le face injecții. Injecții? O oprit, că nu știu ce coptii, o bău soluție ghembăiat. Și amă nu mai s-o pietat. Exact ca cu antibioticul la farmacie, că nu mai dă fără rețetă. Am înțeles. La doctor să ai... Da, 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 da. Da, uite ce chestie. Auzi că le faci injecții, că au apărut am ceva injecții pentru, și, pentru mai multe boli, știi? Da, da, da. Ajaba, cum le ținea din umul, să-i ține. Și nu numai asta, că și pe ciobani, cum îi ține, nu mulți îs ca el. Da, da. Păi eu. Trebuie, sigur, trebuie avut grijă și plata de ciobani. Plata la zi, ce vrei aia? Astea-s mai rezistente un pic. Bălele? Da. Aici se pretează mai bine bălele da. Decât brezele. Da. Ce să și la lână îți mai... Da. Brezele-s mai rare în lână, nu s-a așa viață ca astea. Astea fac niște lâni, mă, iarna e... Doamne, fie. Până jos. Și berbecii îs aduși? Îs acap, în Saivan. Îs la Saivan. Dar îs cumpărați berbecii sau îs de aici? Eu ținu el. O ținu de aici, o selectat, înseamnă da. Că... I-am ales că a început să bărlia, păi nu îi lasă așa repede. Acum deja a început. Înseamnă că au mâncare. Au da. Mâncare și le-au mărs bine. A început să mărli și apoi i-a ales. Doamne. E turmă mare? Da? E turmă mare, efectiv mare de oi. 400 are. Păi, sus ceva. Și aici nu au umblat animalele sărbatice pe zonă, nu? Nu știu, asară au venit, ceva au fost, nu știu ce. Opotul și că tare s-o țăpat aici la părâul pătrusului, așa mi s-o țăpat când mă, că încă a venit el cu mâncarea, când au venit, au zis, Adi, zice, ceva îi. Și aveți grijă, zice, la noapte, să nu... Că dormim cu ele, știi, în gard electric. În gard electric. Alea din sus cu lapte și astea din jos cu... Astea le bag eu. Dar bă, s-au țipat, api nu știu ce-o putut și. Să și e urs, să și e lup, nu știu. Nu s-a auzit, pe aici, pe zonă, povestind, ciobani. Că la Mircea eu mâncat. Ți-am zis că eu lăsat singure în fața aleului, el s-a dus până acasă că și-a uitat nu știu ce. Când au venit înapoi, s-au dus băiele și le-au găsit la noi în căscău. Le-au împrăștet? Le-au rupt în două și apoi au avut trei morți când au mărs. Dar nu știu, nu m-a sfârticat de grumaza, pe nu știu ce-au putut și. Poți să fie oare șacali? Numai de aia dacă nu fost. Că lupul el o... Pe lupul te prinde și o moră. Dar știu, într-un an la aia luciu, la cios, din Sălișca. Așa. O stat ala trei zile tot o băut. Te le-o ținut închise și când a fost a treia noapte, noi eram cu staurul peste vale și el dincolo. Și eu sări lupul, 32 de oi au murit într-o noapte. Le-au băgat acolo pe fundul văii. Auzi. Și am fugit noi de acolo, că am auzit, ăsta, cum a fobat, nu putut mere după ele. Da, da. Și apoi am fugit, ei am scăpat, că de nu, cred că pătăchei le-au murit. Ai, ai, ai. Da, văd, aici o botă tare interesantă făcută, desenele astea, astea cine le-a făcut? Așa o ai cumpărat-o sau e făcută? E făcută, de Dorin de pe Veloie, mă. Da? Aha.
El de unde e? La noi, din Căscău. Din Căscău? Uh-huh. Fain, fain, Leo, stai să-l prind așa de aproape. Fain, fain desen pe el așa. Stai să vezi că mai am una acasă. Aia e a lui femeie. Uh-huh. Am mai fain desene pe ea. Este Petre ala din Chiuiești. Sigarteu. Așa. A, pe ce bote face ala, mă, și ce desene face pe ele, ce dori capul. Îi priceput acela așa ceva. Câte 2 milioane dai pe bote? Da? E. Înseamnă că e artist în așa ceva. Da, pe i-am dat la Adi, i-am dat de-o două bote, una mai mare, mai lungă și mai grosă. I-am făcut o cadou, zic, n-am mă să ai. Dar asta din ce lemn e făcută? Din corn. Din corn. Astea da. Stare, esență tare. No, bine. Astea nu se rupă așa cu una cu două, astea te țin, mă, și de capul meu. Și cât e o botă din asta de oi? Așa, dacă vrei să o cumperi de la... 2 milioane, 2 jumate, depinde cum e desenul pe ea. Aha, auzi. Pe ala duce botie la târg și vinde, face la bani să face ciorul. Face bani mai mult ca ciobanii care au. Mai, amare oile lui, că are 800 a lui. Da, da, da. De unde e? De unde e el? Din Chiuiești. Din Chiuiești. La...